Este cel de-al 8-lea an în care este sărbătorită Ia, principala piesă a costumului popular românesc. Comunitatea La Blues Roumain a propus în 2013 ca Ia să devină brand de țară. În același an a organizat pentru prima oară Ziua Universală a Iei, în acea zi în care este sărbătoarea de sânziene. În scurt timp, evenimentul a devenit global, fiind sărbătorit în peste 50 de țări de pe 6 continente. Totul pentru a promova bluza tradițională și obiceiurile românești. Ia este celebrată de românii odată cu sânzienele și cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. E o sărbătoare, o triplă sărbătoare, ca să zicem așa, nu? Tot timpul poporul român a avut o legătură între laic și religios, între felul în care își funcea câmpul, felul în care își purtea portul și am ajuns în 2020 să sărbătorim ziua ei, Ziua Universală a ei, este proiectul La Blues Roumain, care a fost inițiativa unei doamne minunate din țara Făgărașului, pentru că Andreea Tănăsescu are originile în Mărgineni. Și da, noi, prin cu asociația noastră Ia Călătoare, am sărbătorit în fiecare an această zi frumoasă. În trecut, împreună cu doamnele de la grupul de șezători în țara Făgărașului, am celebrat Ziua Universală a ei printr-o expoziție. Am vrut să punem în oglindă vechiul și nou și ne-am numit expoziția Ie veche, Ie nouă. Au fost expuse 5 Ii vechi moștenite și 5 Ii noi pe care le-au cusut doamnele noastre de la grupul de șezători în țara Făgărașului. Fundația comunitară Țara Făgărașului a lansat un proiect mărturie despre apartenența la o familie, un neam și o cultură tradițională, extrem de bogată și de variată în zonele specifice din Țara Făgărașului. Parte dintr-o idee mai amplă, ediția din acest an a Zilei Universale a ei pune în centru fotografia ca eveniment, ca celebrare și ca artă. În acest an suntem parte a proiectului Acasă la Origini. Este un eveniment online prin care vrem să ducem și să spunem mai departe povestea ei din țara Făgărașului, Acasă la Origini. Eveniment care a fost inițiat la fel de comunitatea La Blues Roumain și care în țara Făgărașului a fost implementat de Fundația Comunitară Țara Făgărașului. În anul 2015, primarul din Washington, D.C., Muriel Bowser, a proclamat ziua de 24 iunie drept Ziua Universală a ei, datorită eforturilor comunității românești din capitala Statelor Unite și a ambasadei României la Washington. În acest fel, bluza românească este recunoscută ca simbol internațional al culturii române și o sursă de inspirație pentru creatorii de modă din lumea întreagă. Iile cusute cu migală și purtate în trecut cu mândrie la hore și șezători sunt acum sursă de inspirație.